Doar 4 din 10 români au reușit să economisească în pandemie. Mai mult decât atât, odată cu inflația și cu creșterea prețurilor, e și mai greu să facă economii. Cu toate acestea, sunt metode prin care se pot economisi măcar bani pentru viitorul copiilor. Dacă doriți să le oferiți o siguranță copiilor în viață, există mai multe metode de economisire. Cel mai important produs oferit de piață la momentul ăsta este faimosul cont de economii junior centenar. Avantajele la acest produs sunt clar randamentul, care este cel mai mare din piață. De contul junior centenar beneficiază toți minorii care s-au născut înainte de 2018. Astfel, cu 1200 de lei pe an, câștigul va fi de 3% pe an. În plus, statul oferă o primă anuală de 600 de lei, cu o condiție, părintele să pună în cont 1200 de lei pe an. În 18 ani, în contul copilului vor fi în jur de 33.000 de lei, adică suma depusă va fi mai mare cu 60-65%. O altă variantă de economisire pentru copii este depozitul bancar. De exemplu, părintele alege să economisească pentru un nou născut 100 de lei pe lună. Pune banii într-un depozit. Dobânda va fi de 2,5% pe an, însă depozitul vine la pachet și cu un comision de deschidere între 5 lei și 10 lei pe lună. La majorat, suma strânsă va fi de 22.000 de lei, mai puțin ca în cazul contului junior. Economisiți pentru copii, doamnă? Câteodată da, câteodată nu, depinde de situație. Ce înseamnă această situație? Păi situația înseamnă veniturile, adică nu veniturile, cheltuierile în raport cu veniturile. Ce metode de economisire ați ales? Într-un cont bancar. Și reușiți să-i puneți ușor sau faceți eforturi și sacrificii? Eforturi și sacrificii. Păi, ce să zic, nu mergem în concediu sau mergem prea puține zile, nu stăm mai mult decât ar trebui. Nu cumpărăm produse scumpe, haine, îmbrăcăminte. Cele mai importante produse de asigurare sunt cele pentru studii, cu asigurare de viață inclusă. În ambele cazuri sunt stabiliți banii care se depun în fiecare lună, astfel încât copilul să beneficieze la majorat de o anumită sumă de bani. Investițiile în acțiuni reprezintă o altă metodă de economisire mai neconvențională. Achiziția de acțiuni reprezintă o formă de economisire, respectiv investiție, mai ales dacă această achiziție de acțiuni se face lunar, pe perioadă lungă de timp, investind sume mici, care să nu destabilizeze bugetul unei familii. În pandemie, doar 4 din 10 români au reușit să facă economii, iar valoarea depozitelor la finalul anului trecut s-a ridicat la 410 miliarde de lei.